ce ați dorit să veniți aici? Am vrut să văd cu ochii mei o altă finanțare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, care din punctul meu de vedere trebuia făcută, trebuia promovat, dar costurile care au fost pentru acest proiect. Am vrut să văd cu ochii mei ce înseamnă 330.000 de euro. 330.000 de euro toți sunt niște bani pe care sunt din bani publici. 98% au fost cu finanțarea de la MDRT, practic era finanțarea de la Minister. Eu cred că atunci când faci aplicații și când dorești să faci anumite lucruri, trebuie să te gândești ce faci cu banii care faci. La peste 1000 de euro metru pătrat construcție, acum am fost la o întâlnire cu responsabilii din zona de construcții și dânsii mi-au spus că e 750 de euro metru pătrat construit. Ca atare, eu cred că e încă un exemplu a modului cum am gestionat prost banii, a lucrurilor pe care le facem prost și care nu le facem decât dintr-o singură perspectivă. Eu înțeleg că trebuie promovate lucrurile, sunt de acord, dar turismul trebuie să aibă și o responsabilitate în ceea ce înseamnă, cum am spus, finanțarea pentru infrastructură, iar cheltuielile care se fac de azi înainte, cel puțin când vor fi ministrul Ministerului Dezvoltării Regionale, vor ține totuși cont de o realitate care o spune piața. Piața este cea care ne spune care este prețul corespunzător pentru asemenea clădiri. Din punctul meu de vedere, evident că o să solicit exact când mă voi întoarce la București să văd care a fost caietul de sarcini și care au fost costurile incluse în 330.000 de euro. Cred că avem totuși o responsabilitate față de banul public și ca atare probabil că corpul de control va primi un ordin din partea ministrului să cerceteze exact ce se întâmplă cu acest contract.